Judith Zamir a scăpat cu viață în urma Holocaustului. S-a născut în Germania și acum trăiește în Israel. Mama ei a abandonat-o în spital după ce a născut-o în 1943, tocmai pentru a o salva. A fost crescută de o familie de germani până la 4 ani și jumătate și apoi și-a cunoscut părinții biologici. A trăit apoi cu vina de a fi supraviețuit naziștilor. I never thought I was a Holocaust survivor because my parents didn't think so. For us Holocaust survivors, the heroes of them, they were those in the concentration camps. My parents were ashamed that they saved themselves, and I think I got a bit of that myself. Judith și-a întemeiat o familie și trăiește într-un kibbutz. Atacul Hamas din toamna anului trecut i-a readus în memorie sentimentul de insecuritate, chiar dacă militanții au fost ținuți la distanță de mica sa localitate. After 7 October, I changed my mind as I saw all at once the importance of remembrance, not only to the world but also to myself, that being a Jew is still living at risk, but still as well as a will to show the world that that we will keep our tradition and we will keep our faith. Pe 7 octombrie 2023, militanții Hamas au atacat mai multe localități din Israel. Au ucis circa 1200 de evrei și au răpit alți 250. Atacul a declanșat războiul din Gaza, unde numărul morților depășește 34.500, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății controlați de Hamas.